Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelea în bucătărie, la prăjituri cu camelea și bucate gustoase. Astăzi vom face un fondant pentru bomboane și prăjituri. Și aici avem o tigăiță și vom face fondantul și ingredientele sunt puține. Vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr. Așa. Glucoză. Aici eu am 7 pătrățele. Și le-am cântărit și au 31 de grame, deci 30-31. Deci glucoză cumpărată din magazin. Ia uitați. Așa. Raionul cu zahăr. Acolo o găsiți. Și vom avea nevoie și de 50 de grame de apă. Apoi vom avea nevoie de apă să dăm pe margine la olița noastră unde o să fierbem fondantul și un pensol. Apoi vom mai avea nevoie de un vas după ce aducem la temperatura de 118 grade. O să punem aici un vas și o să mixăm cu un mixer. Și am să deschid focul. Mai întâi să punem ingredientele. Deci punem 250 de zahăr aici. Glucoza. Și apa. Deci 31 de glucoză și 50 de apă. Și dăm drumul la foc. Aici, la ochiul nostru, la foc potrivit. Așa. Și lăsăm să se topească. Eu am și un termometru, dar în momentul când face foarte, foarte, foarte multe beșicuțe, așa, atunci este gata, să știți. Așa, și lăsăm așa pe foc. Încercăm să-l facem în direct astăzi, să vedem cum iese. Așa. Și cu pensonașul o să dăm pe margine, așa, să nu avem cristale de zahăr, ca să nu se zaharisească. Așa. Vedeți cum iese mai multe. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Vedeți, are foarte multe beșicuțe deasupra. Să deschidem și să vedem temperatura. Așa. Să vedem până la cât se urcă. Deci până la 118. O lăsăm și este gata. Și dăm așa cu apă peste. Deci vedeți că face foarte, foarte multe beșicuțe. Puteți încerca și într-un pahar cu apă și dacă rămâne biluța întreagă, picătura, atunci este gata. Așa, 111 și lăsăm să fiarbă. Și apoi o să punem totul aici în vas și lăsăm să scadă temperatura până la 50 de grade. 45-50. Și apoi o să mixăm. 113. Deci luați cu o linguriță și puneți într-un pahar cu apă și dacă biluța rămâne întreagă, este gata. Încă nu. Așa. Așa se încearcă zahărul. Mai lăsăm încă un pic și este gata. Și închidem. 114. 15, așa, ia să vedem, punem în păhăruțul nostru,
Vedeți că încep să fie cât mai groase și să rămână întregi biluțele noastre. Nu știu dacă se vede. Ia uitați. Așa. Sunt aici pe fund. Nu știu dacă se văd. Așa. Deci până la 118 lăsăm. 17 și putem da deoparte. Bună ziua, Vasi! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa, și acum închid. Vedeți? Nu știu dacă se vede. A ajuns la 118 și dăm deoparte, închidem. Scot termometrul. Așa. Ia să vă mai arăt așa în apă. Așa picătura. Trebuie să rămână întregi. Ia uitați. Vedeți? Așa. Vedeți că este groasă. Și acum. Ia uitați pe fund aici. Așa. Vom pune tot acest sirop într-un vas. Aveți mare, mare, mare grijă că este foarte fierbinte. Așa. Și mâine vom face bomboane și o negresă de post. Ia să vedem. Așa. Am să dau deoparte. Deci rămân întregi. Ia uitați biluțele. Nu știu dacă se văd. Sunt întregi. Așa. Nu trebuie să se dizolve în apă. Și acum. O să dau puțin deoparte. Am să pun un fond. O să punem termometrul din nou și lăsăm până scade la 50 de grade. Așa. Și apoi vom mixa cu un mixer. Și se păstrează acest fondant în folie sau în pungi. În folie de plastic sau în borcane. În borcane și le sigilat. Am ajuns la 53 afară. Așa, și am să scot termometrul și o să mixăm. Acum, am să fac puțină gălăgie și o să mixăm. Mai aproape să se vadă. Vedeți cum se albește? Încă puțin. Din ce în ce se amestecă mai greu. Așa. Iată. Așa. Este gata. Și acum, vedeți? Îl vom lua cu o paletă. O să iau cu o paletă de lemn. Și îl vom lua cu o palețică de lemn. Ia uitați-l. Și îl punem pe folie transparentă. Sau în borcanele. Așa. Ia uitați cum s-a făcut. Și acesta este fondantul. Ia uitați, așa trebuie să iasă. Vedeți? Așa.
Și el îl puteți pune și în borcane și se menține așa luni de zile. În borcan sigilat. Așa, și acum să-l punem pe folie alimentară. Îl punem așa aici. Și mâine o să facem bomboane. Să știți că este încă fierbinte. Așa. Și îl scoatem așa de aici. Și îl punem așa aici. Este fierbinte, el trebuie frământat un pic și îl mai frământăm așa. Se frământă mai bine. Așa. Încă este fierbinte. Așa, nu știu dacă așa. 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 Și îl frământăm așa puțin și după aceea îl închidem. Uitați-l. Vedeți cum arată? Așa. Și acum îl închidem și îl lăsăm închis, că altfel se întărește. Să fie sigilat bine, că altfel se întărește. Ia uitați-o. Așa. Vedeți? Fondantul. Și mâine o să folosim și o să facem bombonele. Și ce a rămas aici? A rămas. Atât. Acesta este fondantul. Să știți că este foarte bun, mai ales dacă o să puneți și arome. Atât pentru astăzi. Ne vedem mâine. Eu am să mai fac astăzi încă puțin. Ca să fie mai mult, ca să facem și negresa. Și mâine ne vedem dimineața, tot așa, în jur de 11. Cam pe la această oră am să intru. Și o să facem bomboanele cu nucă și cu negresa de post. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem mâine. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că m-au urmărit și că sunteți alături. Ia uitați fondantul. Vă mai aduceți aminte, pe timpul lui Ceaușescu se găsea în magazine șerbet, cu, de toate aromele, era așa de bun, 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 bun. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor din suflet! Ne vedem mâine dimineață, vă pup! Pupici și multă sănătate vă doresc și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. O zi frumoasă, pe mâine, la revedere, pupici!